Nu vă luați de părul meu din cap, nu mai mi l-am făcut, sunt foarte nerăbdător pentru că am ceva foarte special. Cum ați văzut și în titlu, am primit un nou calculator. Băieții de la MSC au fost foarte drăguți și mi l-au trimis. Mi-au zis, bă, Bercea, uite, asta este calculatorul tău, un calculator foarte, foarte bun. Bine, mesajul a fost în engleză, nu stau acum să vă traduc. Și mi-au zis, bă, mâncați așa, am văzut că ai un calculator cam prost și hai să dăm altul mai bun. Sunt aici împreună cu asistenta mea pe care l-am tuns. Uitați-vă și voi cum l-am tuns de mișto. Ia, de cap într-o parte, se vadă lumea. L-am pierdut frumos, fără... Ia-te, mă, stai așa, se vadă bine. Bine, n-am avut nicio mașină foarte performantă, dar haide să deschidem pachetul pentru că nu mai pot de înrăbdare. Nene, eu vreau să cai. Ia uitați cum arată. Deci asta este cutia. Haide să iau eu ceva să desfac ambalajul. MSC IG Series. Mamă, deci abia aștept. Ia să vedem. Ești curios. Ești curios, ha? A, uite-le, ia. Deci vine în cutia asta, ia. Ține bine de cutia să-l trag în sus. Hai, parfandele, hai. Ține tare. Ține-te bine. Așa, stai, să îndrept eu cutia, gata. Ia cutia aia. Mamă, deci este foarte greu. Deci are undeva la, cred că la 15 kg cam pe acolo. Ia uitați, stai. Aici avem imagini cu el. Deci mi se pare genii și cutia și tot. Aici este calculatorul, așa arată el. Haideți să vedem bine, s-ar putea să ne fi trimis și cartofi, dar sperăm că nu, glumesc. Așa, ia să vedem. Ameno. Ia uite-le, ia. Ia ce am primit aici? Ceva, deci aici avem o cutie, ia stai că stare curios ce este în cutia asta, ia taci. Aici este cablul de alimentare. A, astea sunt antenele lui de wireless, calculatorul are și wireless, oricum o să vă las și un link cu calculatorul. Cine? Aici avem un cablu HDMI, nu cred. Net? Are net? Da, care și net? Da. Bă, dar cum scot eu ăsta? Deci este foarte mic, frate, uitați-vă și voi cât de mic e. Deci nici nu vine să cred cât de mic este. Un parpandel. Foarte compact, dar este foarte greu. Deci pentru cât de mic este atât de greu. Și vine cu un ciorap pe el, ceva de genul. Un sac. Deci problema este că este foarte rece. Dar uitați-vă și voi cum arată, frate. Deci zici că e un extraterestru. Și este foarte mic, deci ăsta este parpandel. Și uitați-vă și voi cât de mic e. Eu sunt mai mare, el. Deci vă dați seama cum stă aici piesele puse foarte... foarte fin. MSC Gaming. Nene, fac o poză. MSC Gaming. Aici vine cu... aici avem, aici intră cablul de alimentare. Asta de la placa de video, cred, de la monitor. Aoleu, ar fi o problemă aici, că știți de ce? Are nevoie de cablu HDMI, cred, pentru placa video. Aoleu, o să fie o problemă aici, dar vedem cum o fac eu și pe asta. Cred că o să întrebească un cablu HDMI. Cel mai probabil, pentru al doilea monitor. Deci așa arată, uitați-vă, a pornit minunăția asta mică. Mamă, cât de mișto arată. Autele a pornit, dar trebuie să schimb monitoarele, că vreau să apară peste. Da, mă rog. Frumos e, deci este așa mic și cu antenele astea de extraterestru, măi, marțian mic ce ești. Apare... aici ce avem? O vacă. Hey there! Băi, ești nebun! Ce e? Îl configurăm. Cam asta este tot, adică driverii nu vă să aibă ceva. Acum pornește, l-am configurat, nu știu dacă are driverile instalate sau nu. Dar arată foarte mișto marțianul ăsta mic, așa. Aici cred că... da. Băi, ești nebun, are asta de CD-uri. Măcar acum o să pot să-mi fac și o CD-uri. Dar stai, dacă are driverile instalate ceva, o să mă uit acum, cel mai probabil. Este o singură problemă, acum am pus să se ia GTA-ul și tot, dar trebuie să mă duc să iau un adaptor de HDMI, pentru că eu la monitoare nu am HDMI și trebuie să trag cum ar veni. Este o treagă curcătură care te rupe în două. Așa că trebuie să mergem în oraș să iau un adaptor de la. Oricum, specificațiile calculatorului o să vi le las eu în descriere. Este foarte bun. Deci cât de mic este, dar este la fel de bun. Așa, trebuie să iau o tastatură. Trebuie să iau tastatură lui Parpandel. Așa că mergem acum în oraș să-mi iau și adaptor, să iau și ăștia. Nu te mai filmez, lasă. Băi, deci în sfârșit am fost și am alergat în tot orașul să fac rost de un rahat de cablu. Dar am reușit într-un final. Băi, cu unboxing-ul cam atâta, ați văzut și voi, deci a fost ambara mișto, deci asta m-a dat pe spate și acum aștept să-mi se ia toate chestiile astea, este în regulă, totul merge perfect. Bine, voi ați văzut treaba asta mai de mult timp, schimbarea asta, dar acum a trebuit să pun acest video. Le mulțumesc foarte mult băieților de la MSC pentru acest cadou minunat, chiar aveam nevoie de așa ceva. Ca și specificații, ce să vă zic, are un i7, 16 GB de RAM, un GTX 1080, un SSD de 256, adică este un calculator bun, un calculator bun pe care poți să-ți faci treaba și sunt foarte mulțumit momentan. Pe viitor poate o să-i cumpăr o altă placă video să duduie, dar asta să vedem dacă va fi cazul. Nu uitați să apăsați și pe butonul de like și o să vă las în descriere dacă o să fie cazul și linkul de la acest calculator ca să vedeți și voi despre ce este vorba, cum eu mă pun să-mi fac treaba
și am foarte mult de tras. Asta e acum. Așa pățim noi gamerii cât trebuie să reinstalăm toate astea. Deci te ia capul, da? Asta este ce nu facem noi.